Bună ziua, sunt Claudiu Lucaci. Bun găsit la o ediție specială a știrilor TVR. Suntem cu un pas mai aproape de marea operațiune mondială de imunizare a sute de milioane de oameni. Toate statele europene așteaptă momentul autorizării serurilor anti-COVID, considerate ultima speranță împotriva ravagilor pandemiei. România nu va fi în prima linie a operațiunii, dar va putea demara simultan cu statele din vestul Europei campania de imunizare, mai întâi la un nivel simbolic, după ce va primi 10.000 de doze până la sfârșitul anului. Carantina totală impusă încă din luna noiembrie în multe țări europene nu dă rezultate, ba din contră. În ultimele zile, Germania a ajuns după Statele Unite, națiunea cea mai afectată de contagiunea cu noul coronavirus. Până la vară am putea scăpa de pandemie dacă suficienți români se vor vaccina împotriva COVID-19, crede președintele României, care a vizitat depozitul central de la Institutul Cantacuzino. Aici vor fi depozitate în congelatoarele care mențin temperaturi de minus 80 de grade Celsius sute de mii de doze de vaccin anticovid. Prima tranșă de vaccin anticovid va ajunge în România în mai puțin de 2 săptămâni. Prima livrare numără 10.000 de doze care vor fi folosite pentru 5.000 de angajați din 10 spitale de boli infecțioase din prima linie. Este vorba de cele mai încercate unități medicale din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Baia Mare, Suceava și Timișoara. În prima etapă va fi vaccinat tot personalul medical. În a doua etapă va fi vaccinat personalul esențial și noi credem că în martie, aprilie, mai este faza când va fi vaccinată populația generală. În depozitul central de la Institutul Cantacuzino au fost instalate 10 congelatoare performante cu o capacitate de stocare de aproape 1,5 milioane de vaccinuri. Cele 6 centre regionale vor putea păstra cantități mult mai mici, cam 200.000 de doze fiecare. Săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare, începând de luni, vor fi distribuite aceleași echipamente frigorifice către cele 6 centre regionale. Medicii spun că vaccinarea este singura soluție ca să scăpăm de pandemie, mai ales că vaccinurile sunt foarte sigure. Specialiștii avertizează că urmările bolii par a fi mult mai serioase decât s-a crezut până acum. Sunt tot mai mulți pacienți care vin cu sindrome post-COVID, care au fost vindecați, rămân acasă, oxigenodependenți și care mor pentru că plămânul lor intră într-o fază de fibrozare, de pietrificare, astfel încât nu mai este capabil să respire. Autoritățile intenționează să vaccineze anticovid peste 10 milioane de oameni, însă sunt destule persoane care nu par hotărâte să facă asta. Potrivit coordonatorului campaniei, cea mai bună rată de acceptare este în rândul personalului din spitalele COVID, unde 80% dintre oameni au spus deja da. Prima tranșă serioasă de vaccinuri va veni în ianuarie. Atunci România va primi 600.000 de doze. Practic vor fi vaccinați 300.000 de oameni. De la Institutul Cantacuzino pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Florin Lungu. Zilele următoare, 10 centre naționale vor intra în prima linie de vaccinare COVID-19 la Victor Babeș din Timișoara, principalul punct de luptă împotriva COVID-19 din vestul țării. Cei mai mulți medici, asistente și infirmiere spun că se vor vaccina. La polul opus, cadrele medicale din Iași sunt mai reticente și vor mai multe informații înainte de a lua o decizie. Peste 500 de cadre medicale lucrează la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. După luni de zile de luptă cu boala, cei mai mulți așteaptă cu nerăbdare vaccinul pe care îl văd ca o soluție pentru a reveni la viața dinainte de pandemie. Am început o campanie de informare a tuturor cadrelor medicale. Informația este transpusă în limbajul diferitelor categorii medicale care se vede Spitalul Babeș. Vaccinul are niște dovezi verificate de organismele de resort în domeniu. Eficiența conform acestor studii de validare este peste 90%, de aceea am încredere în vaccin. Ține de fiecare dintre noi să ne informăm. Există surse oficiale, există o informare pe care noi o facem aici, în interiorul spitalului, cu colegii de la boli infecțioase, profesioniști, oameni care au experiență în vaccinare. Am încredere în general în vaccinuri, în mod deosebit în acesta, pentru că la acest moment cred că este singura noastră șansă să ne revenim oarecum la viața de dinainte. La Iași însă multe cadre medicale spun că nu au suficiente informații despre vaccin. Într-o secție a Spitalului de Neurochirurgie, unitate suport COVID, din 60 de angajați s-au înscris până acum doar 2 medici, 2 asistente și un infirmier. Asemenea situații există și în alte unități medicale din județ. Liderul sindicatului Sanitas explică. Mai puțin de 24 de ore s-a dorit a fi efectuată o cartografiere a personalului care dorește să se vaccineze. Din păcate, informația nici nu a ajuns la tot personalul. Liderul Sanitas spune că mai puțin de jumătate din personalul medical este dispus să se vaccineze. Reprezentanții de SP au alte cifre. La interogarea pe care am făcut-o aproximativ o lună în urmă, cam 65% din personalul medical și-a exprimat disponibilitatea de a se vaccina. În prima etapă va fi vaccinat personalul medical, apoi vor fi imunizate persoanele de peste 65 de ani. Cei care vor să facă vaccinul anticovid-19 vor avea la dispoziție o platformă electronică unde se pot înscrie. Un nou vaccin anticovid, cel produs de compania de biotehnologie Moderna, a fost autorizat de Agenția pentru Medicamente a Statelor Unite. Decizia a venit a doua zi după avizul favorabil al unui comitet de experți americani. Ieri a început imunizarea populației, mai întâi cu personalul medical. Vicepreședintelui Mike Pence i s-a administrat în direct în fața camerelor TV prima doză de vaccin. Vaccinul Moderna este eficient în proporție de 94,1%, a anunțat producătorul, o firmă americană din domeniul biotehnologiei. Executivul american a precumpărat 200 de milioane de doze, iar distribuția va începe imediat. This authorization was guided solely by science and data. This decision was based on the strongest scientific integrity. Între timp, vicepreședintele Mike Pence i-a îndemnat pe americani să se vaccineze în timp ce îi se administra în fața camerelor de luat vederi serul celor de la Pfizer. Principala diferență între cele două vaccinuri ține de conservarea la rece. Vaccinul Pfizer are nevoie de temperaturi cuprinse între minus 60 și minus 80 de grade Celsius, în timp ce vaccinul dezvoltat de Moderna necesită o temperatură de minus 20 de grade Celsius, ceea ce înseamnă costuri mai mici de distribuire și depozitare. Germania și Spania anunță că urmează 2 luni grele și încep vaccinarea pe 27 decembrie cu serul Pfizer-BioNTech. Und die dort beschäftigt sind und die über 80-Jährigen. Deswegen bitte ich alle anderen Bürgerinnen und Bürger um Geduld. Esto es una muy buena noticia, porque es el principio del fin, pero no es el fin. Agenția Europeană a Medicamentelor a devansat cu o săptămână data posibilei autorizări a vaccinului Moderna, adică pe 6 ianuarie 2021, și a suplimentat comanda, ajungând la 160 de milioane de doze de vaccin Moderna. Incendiul la o secție de terapie intensivă COVID-19 s-a întâmplat în sud-estul Turciei, în orașul Gaziantep. 8 persoane au murit, 11 pacienți au fost transferați la spitale din apropiere. Incendiul a fost provocat de explozia unui aparat de ventilație pulmonară, a anunțat biroul guvernatorului provinciei. Italia și Austria introduc noi restricții pentru perioada sărbătorilor de iarnă, care includ carantina națională. În plus, cei care vor să călătorească în Austria intră în izolare 10 zile, imediat după intrarea în țară. Austria instituie a treia carantină totală din 26 decembrie în încercarea de a opri pandemia de coronavirus. Vor reveni restricțiile de circulație în timpul zilei, iar magazinele și școlile se închid. Deschiderea stațiunilor de schi este lăsată la latitudinea autorităților locale. Autoritățile estimează că la vară s-ar putea reveni la o situație relativ normală. Das bedeutet, ab dem 18. Jänner ist unserer Planung nach der Urlaub in Österreich in einem Tourismusbetrieb, aber auch der Besuch einer Kulturinstitution wieder möglich, allerdings mit einem Test, der zuvor durchgeführt wird. Profesorii, comercianții și șoferii din transportul în comun vor fi testați săptămânal începând din 18 ianuarie, au anunțat autoritățile austriece. Și Italia a anunțat restricții de tip zonă roșie, care vizează carantinarea populației și închiderea majorității magazinelor. Excepțiile țin de muncă, sănătate sau aspecte urgente. Restricțiile se aplică în perioada 24 decembrie-6 ianuarie. E vi assicuro che non è una decisione facile, una decisione sofferta per rafforzare il regime di misure che sono necessarie. Che è giusto, deve passare il virus, stringiamo i denti e che passi tutto quanto presto, rispettiamo le regole, sempre e comunque. În perioada izolării totale se pot primi maximum 2 vizitatori. Guvernul italian a permis persoanelor care locuiesc în orașe mai mici să se deplaseze pe o rază de 30 de kilometri față de reședință în perioada 28-30 decembrie. Noul coronavirus este descoperit tot mai des în apele reziduale din Suedia. Potrivit unui raport public, prezența virusului în apele reziduale e de 140 de ori mai mare acum decât în urmă cu o lună de zile. Virologii spun că e un indiciu clar că tot mai mulți suedezi sunt bolnavi de COVID și că infecțiile se răspândesc masiv. Ne oprim aici cu ediția specială. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Rămâneți cu Televiziunea Română. La revedere!